Și bine v-am regăsit la un nou unboxing pe canal, la Razer Black Window Chroma. Glumeam, da bă, deci astăzi este al doilea produs care îl cumpăr de la Razer. Am cumpărat și niște căști care s-au rupt în 4 luni. Am și vorbit cu un prieten care a avut și el full Razer setup și că căștile de la Razer, adică Razer Kraken 7.1, se rup cel mai repede. Adică nu se rup, se strică, pana mea, mă rog. Unii au și nu s-au stricat, mie mi s-au stricat. Îs rupte, de fapt, pe undeva prin tomberonul din spatele blocului sau cel mai precis prin groapa de reciclare, mă rog. Astăzi să facem un unboxing la Razer Black Window Chroma. De mult îmi doream o tastatură ca asta. Uite, așa șmecheră. Glumeam. Hai să o deschidem, să ați câte de pe aici, da. E grea ca dracu, deci... Hai să-mi spate, câte kilograme are? Hai să-mi scrie. Oh my god, 1,5 kg. Poguzează-te-n morții, mătii. Uite, uite. 1,500 de grame, adică 1,5 kg are. Deci pune, se poate desface această tastatură minunată. Da. Minunat. Îmi trebuie un cuțit, revin imediat. Da, am revenit cu cuțitul minunat de unboxing. Hai să desfacem încet. Așa, am comandat-o de la Media Galaxy. Și nu vrea să se desfacă, nenorocita. Au, mi-a făcut una peste picior, ok. Deci cuțitul ăsta taie orice, dar nu vrea să desfac o tastatură. Wow. O să revin când o desfac, că deja nu se mai poate. E telefonul jos, așa, gata. Am făcut-o de aproape. Așa. Cum se desface? Să-ți cam priceput, băieții. Și pare genul, dar nu. Ok. Și acum trebuie să țin așa de cutie și să trag. Mamă, ce frumoasă. Am deschis-o cu dosul. Fuck me! Really? Așa, gata. Uite, ce frumoasă e. Da, stai că o închid înapoi acum. Hai, desfate. Gata. Ce frumoasă e. Ce frumoasă arată, băieții. Ia uziți. Aici sunt pictat. Zgâriat. Ce frumos arată, băieții. Și scrie macia. Mă rog, nu contează. Ce-i chestia asta? E goală. Nu se aude nimic. Mai goală decât capul meu. Aceea ce-i. Hai, să facem... ok, nu, acolo nu-i nimic. Chestia asta e ce are ceva în ea, că se vede aici. Dar nu reușesc să o desfac în ciuciu meu. E legată cu tastatura, bă, stai că-s pro. Stai așa, fac tastatura prima dată, așa. Ceva de genul, dar nu prea. Ceva de, oh my god, guys, stai așa, o să scot de aici și o să... Doar pentru că nu se poate, că nu pot să o desfac, e prea grea. Da, ceva de genul arată. Uite, foarte șmecher. Da, da, e legată cu ăsta și nu știu cum pizda, mă, si bă... se trage de ăsta, stai așa. Gata, și acum trebuie să scot firul cumva de aici. Gata. Prea curajosul, dar nu pot. Stai un pic. Așa, o să vad un pic black screen până trag și de firul ăsta ca animalul și l-am scos. What the fuck? Are două USB-uri și două de alea. Oh, fuck this shit. Ok. Cum dracu să pot să desfac și o chestie asta de aici? Bă, dar ce dracu, cum să chinui așa firele astea? Adică, uite-te, mane, cum e de legat aici. Ok, o să revin când o să desfac tot. Și cred că o să bag și în PC după aia, revin imediat. Așa, mai fraților, mamă, dar gros e firul ăsta, smoră, mai gros decât cu la mea, glumeam, ce vreți. Așa. Ce asta, mă? Ce asta, chestia asta? Ceva mai de ăsta, generatorul, este logo-ul de la Razer, îl vedeți chiar aici. Și în cutia aia nu mai avem nimic. Asta e cam tot, ia uitați. Perfect, hai să o ducem la calculator. Mamă, dar grea ești, retardat. O să montez. Hai să vă arăt tastatura mea veche. De ce am vrut eu să schimb pe Razer, Razer Black Window? De asta vreau, fraților. Ce tastatură canceroasă, să se prin luminile. Uite ce tastatură canceroasă. Nu-mi place. Și deschidem calculatorul. Așa. Și revin imediat, băieții. Ok, stați că nu se focusează. Am scos tastatura veche, adică am pus-o acolo că e băgată prin căcat de la astăzi. Hai mă, focusează, așa, e băgat prin căldura și nu pot să o scot, dar hai să punem tastatura nouă. Opa. Mamă, de foarte caldă, că a fost în mașină. Și în mașină erau vreo 40 de grade. Holy shit, ce șmecher arată. Stați un pic să... Așa, iau firele astea, care sunt niște grosimi de fire. Uiteți, ce groase sunt firele astea, adică, pana mea. Și ceva de genul să arate setup-ul meu de acum încolo. E un mouse aici, Windows-ul. Aici este un mouse Genesis GX78. Și o să fie tastatura. Foarte șmecher. Hai să o băgăm. Da, am băgat tastatura, se schimbă lumina, acum se schimbă automat, din câte văd, adică e verde acum.
Am aduce pe lime. Și un pic să vedem. Albastru e acum. Mai albastru mai închis, deci se schimbă. Hai să ne băgăm laser sinapse. Și cum atâta este. Cam atâta, hai să vedem dacă merge, dacă nu-i strigată. Da, hai să vedem, scrie. Uite, mă. Trebuie să scoși asta. Foarte frumoasă. Perfect. Sper că v-a plăcut acest review la tastatură.